și domnilor, iată care sunt principalele evenimente. Noul an aduce scumpiri în lanț, guvernul crește TVA-ul și majorează accizele, iar asta înseamnă creșteri substanțiale la prețul unor produse de bază, dar și a carburanților sau alcoolului. Prima zi a noului an a readus aminte de tradiții vechi de peste două veacuri care încă se păstrează în țara noastră. Cei care le duc mai departe sunt colindătorii din județul Vrancea. Bebelușii anului 2024 s-au grăbit să vină pe lume chiar din primele secunde de după miezul nopții. Maternitățile din țară au fost pline ca niciodată. Taxele și accizele majorate ne aduc scumpiri în 2024. Vorbim de alimente, băuturi, carburant și locuințe. Guvernul are nevoie de bani pentru a acoperi deficitul din buget și vrea să colecteze mai mult din taxa pe valoare adăugată. Colega mea Iulia Dumitrașcu a urmărit toate datele și ne spune cât vom plăti în plus. Bună dimineața, te ascultăm, Iulia! Bună dimineața și bun găsit tuturor! TVA crește de la 5 la 9% în cazul alimentelor bio, cele tradiționale și cele de origine montană. Un salt și mai important al taxei pe valoare adăugată de la 9 la 19% va fi în cazul berii fără alcool. Aici intră și alimentele, dar și băuturile cu zahăr adăugat, minim 10 grame la 100 de grame de produs. De exemplu, un desert care costa 10 lei se va scumpi cu aproximativ 82 de bani, excepție fac însă cozonacii și biscuiții. De departe, cele mai importante scumpiri survin la locuințele de cel mult 120 de metri pătrați cu o valoare de 600.000 de lei. Aici vorbim de un plus de aproximativ 20.000 de lei. Asta înseamnă 4.000 de euro la o singură tranzacție. Cresc și accizele la alcool, tutun și carburanți. Asta înseamnă că benzina și motorina vor fi mai scumpe cu sume cuprinse între 26 și 29 de bani, aproximativ 14 lei la un plin de 50 de litri. Desigur, de la carburant putem ajunge la scumpiri în lanț. Hotelierii anunță, spre exemplu, că vacanțele s-ar putea scumpi cu până la 10%. Nici drumul spre energia verde nu este mai ieftin și aici cota TVA crește de la 5 la 9% pentru panourile fotovoltaice, pompele de căldură și sistemele de încălzire de înaltă eficiență. Momentan acestea au fost informațiile. La revedere! Mulțumim, Iulia! În prima zi din an, colindătorii mascați au luat cu asalt străzile. În comuna Păunești din Vrancea, peste 3.000 de oameni au participat la tradiția veche de peste 200 de ani, care simbolizează alungarea spiritelor rele ale anului trecut și întâmpinarea noului an. Măi băieți cu gură spartă, trageți clopot odată și adunați-vă din voi și strigați cu toții! Hey! Colindătorii mascați au defilat pe străzile comunei Păunești în lung și în lat în zgomot de tălângi, într-un spectacol plin de culoare. Obiceiul este vechi de peste 200 de ani, iar tradiția spune că în acest fel, spiritele rele ale anului trecut lasă loc unui an mai bun, cu sănătate și belșug. Mascații au devenit cunoscuți dincolo de granițele comunei, iar în fiecare an se strâng mii de spectatori la paradă. De primul an în care venim. Știați de spectacol? Am văzut pe Facebook, la televizor și am fost interesat să vedem și noi în realitate. Este foarte frumos, foarte frumos. Suntem uimiți. E a doua oară când venim. E a doua oară. Cum vi se pare? Foarte frumos. Foarte frumos. Frumos, da. Super. Ceva unic. Frumos, venim an de an aici să vedem datinile din Păunești. Al câtelea an este ăsta? Al cincilea. Al cincilea. Al șaselea. Deci s-a transformat în obicei. O tradiție, da. Copiilor, vouă, cum vi se pare, copii? Foarte tare! Măștile sunt confecționate manual, iar în fiecare an diferă. Ele evoluează ținând cont de specificul anului care a trecut. Această mască este confecționată din piei de oaie, două bucăți de fier subțire, care se completează pe umăr. De la nivelul capului pleacă un schelet de lemn și două aripi de gâscă sus.
și ornamente diverse, ornamente moderne, sclipitoare care să atragă ochiul. Un sat fără tradiție este un sat mort. Avem prieteni care au venit din Brahova, din Bacău, din Neamț, din Brașov, special pentru acest eveniment. Renumele colindătorilor mascați de la Păunești a trecut și granițele țării, astfel că măștile vor fi incluse într-o carte despre tradiții și obiceiuri de iarnă din întreaga lume. În vreme ce lumea se distra de Revelion, în maternitățile din țară veneau pe lume primii bebeluși ai anului 2024. Pe unele mame, nașterea le-a luat prin surprindere în timp ce erau pe la petreceri. Oricum se spune că acela care se naște de Sfântul Vasile e norocos și ocrotit de rele. La maternitatea Bucur din capitală, noaptea dintre ani a fost una aglomerată. Primii nou veniți pe lumea anului 2024 nu s-au lăsat deloc așteptați. Băiețelul este primul nostru copil, eu i-am spus agentul 00 pentru că a venit la 00 azi noapte. A fost primul născut și după aceea avem o fetiță la 40 de minute după el. În timp ce bebelușii se acomodează la noua lor viață, pentru mămici, nașterea lor a fost o experiență memorabilă. Diana este tânăra care a dat startul nașterilor chiar la cumpăna dintre ani. Sfântul Vasile o să-l ocrotească. Da, un moment unic, un alt fel de revelion, pot spune că nu naști mereu. Este o minune și un dar de la Dumnezeu. Prima mămică a născut în foc de artificii. Afară era focul de artificii și mămica năștea. E o zi memorabilă. Copilul va avea două sărbători, anul nou și ziua lui. A fost urmată la scurt timp de Elena, căreia parcă nici acum nu-i vine să creadă că a dus pe lume primul ei copil. Cu artificii la geam, cu copilul în brațe. Ce a născut? Un băiețel. Băieții sănătos, iau în emoțiile alea și în anestezie, n-a apucat așa să stau eu prea mult de vorbă cu el. La maternitatea Bucur s-au născut în primele ore ale anului 2024 6 copii, 3 băieți și 3 fete, spre bucuria nu doar a părinților, ci și a personalului medical. Noi considerăm o noapte productivă și să sperăm că noul an va fi la fel pentru maternitatea Bucur. Pentru medicii maternității, minuna nașterii se simte la fel de intens de fiecare dată. Personalul de gardă se bucură că are ocazia să aibă parte de astfel de experiențe, chiar din primele minute ale noului an. Este o minune să naști un copil și este și pentru noi o mare bucurie să participăm la nașterea unui copil. E, din punctul meu de vedere, obstetrica ginecologie e specialitatea cea mai frumoasă, pentru că ia contact cu viața. La Iași, această fetiță s-a născut la 49 de minute după ora 2. A fost o surpriză pentru mama ei, care a început ultima seară din an la petrecere știind că cezariana e programată abia pe 7 ianuarie, dar micuța s-a grăbit. Am ales să-i punem Iris Ioana, pentru că de Sfântul Ioan. Bine, că era cezariana programată și de asta, că n-am știut că o să vină mai devreme. Și nu e singura naștere neprogramată. În alt pat, o altă mămică e uimită de data nașterii. Chiar nu m-am așteptat chiar să nasc în prima zi din an. Încă mai trebuie un pic de timp ca să stau să asimilez această minune. La maternitatea Cuza Vodă din Iași, cea mai mare din regiunea Moldovei, s-au născut 3 copii după miezul nopții și până dimineață. În fiecare an aici sunt aduși pe lume peste 6.000 de copii. 10.560 de avioane au fost surprinse în aer la miezul nopții în noaptea dintre ani. Și în prima zi a lui 2024, aeroporturile au fost aglomerate. Mulți români care lucrează sau studiază în străinătate au plecat deja spre țările care le-au devenit a doua casă. Pe cât de frumoase au fost sărbătorile în sânul familiei, pe atât de grea a fost despărțirea de cei dragi. Andra studiază designul grafic în Cipru, iar în timpul liber lucrează la un restaurant de acolo. S-a bucurat din plin de sărbătorile petrecute acasă alături de părinți, însă trebuie să revină la serviciu, așa că s-a urcat în avionul care a dus-o spre Larnaca. Am venit la părinți. Da. Cum au fost sărbătorile? Un pic mai scurte pentru tine? A fost fain. Am mers prin țară oricum, deci m-am distrat destul de mult. Se grea despărțire?
Puțin uneori, da, dar ne mai vedem oricum. Asta este, trebuia să merg înapoi la muncă și aveam nevoie acolo la restaurant pentru mine. După aproape două săptămâni petrecute cu fica lor emoționați și cu lacrimi în ochi, părinții și-au luat rămas bun. E grea despărțirea, dar ne bucurăm pentru că avem canalele astea de socializare. Ne bucurăm de orice prezență, cât de puțină este. Ne-am bucurat că facem sărbătorile împreună cu ea, cu toate că avem doi copii, dar celălalt fiind manager acolo, nu a putut să vină. E foarte frumos atunci când e familia unită și noi am stat o perioadă îndelungată în Cipru, dar România e România. Despărțirea nu a fost ușoară pe niciunul dintre aeroporturile țării. Trebuie să mă duc la muncă, trec la Roma. Ascultă pe cât de frumoase au fost aceste zile acasă, pe atât de grea a fost și despărțirea cu alte vecini. De cine v-a fost cel mai greu să vă despărțiți? De cine aveți aici? Familia. Toată familia m-a băgat. Asta. Dar trebuie să plecăm. Georgiana nu a mai petrecut sărbătorile în România de 10 ani. Acum ne-am reîntâlnit cu toții, doar o săptămână am putut să stăm și acum pe întâi trebuie neapărat pentru că vom începe munca. Ne-am reîncărcat cu energie pozitivă și ne va ajuta să ne continuăm drumul. Lucrează într-o grădiniță în Germania și chiar dacă a reușit să stea doar o săptămână acasă, este fericită că a petrecut aceste zile în sânul familiei. Am făcut bagaje de ieri dimineața, am început ca să avem, hai din nou aici, ca să putem să avem puțină liniște. Aseară am stat cu bunicii, copiii au mers mai devreme la somn. Îți fac poate ceva de acasă, preparate tradiționale? Puține, da, da. Nu aveam de gând, dar știți cum e, părinții, tot timpul mama, soacra, trebuie să aveți ceva la voi acolo să vă aduc aminte. Ca să avem și mâine, ca să nu mai stăm să gătim, să știți cum e, după vacanță, după un drum, prinde bine. La miezul nopții, cerul era brăzdat de 10.560 de avioane. Noul an se anunță unul al aviației, cu noi recorduri pe aeroporturi și în aer. Dacă mergeți pe litoral și nu știți unde să luați prânzul sau cina, puteți opta pentru câteva restaurante care oferă experiențe culinare inedite la doi pași de mare. Priveliștea este spectaculoasă, chiar și iarna. Cât ne costă și cum arată localurile de lângă plajă, vedeți în materialul următor. Acest restaurant din Constanța își așteaptă turiștii cu un meniu mediteranean și o priveliște superbă spre mare. Pentru cei care vor să simtă briza, pot rezerva o masă pe terasa acoperită. Vedetele meniului sunt fructele de mare. Voi prepara un mix fructe de mare, cu fructe de mare, crustacee, moluște. Va fi un preparat simplu. Voi adăuga foarte puține ingrediente, roșii, pătrunjel, busuioc, lămâie, vin, usturoi și puțină ceapă. Aceste fructe sunt foarte delicate, nu trebuie gătit foarte, foarte mult. Voi adăuga și roșiile. Vom face un mix de arome, datorită că voi adăuga și puțină mentă, să dăm o notă de fresh preparatului. Pentru acest preparat veți scoate din buzunar 82 de lei. Porția este generoasă, are aproape jumătate de kilogram. Așadar, acest mix de fructe de mare poate fi o alegere potrivită pentru un prânz sau o cină la Marea Mării. O experiență culinară inedită oferă și acest restaurant din Mamaia Nord, amplasat la etajul 11 al unui hotel. Beneficiază de o priveliște 360 de grade cu marea, iar preparatele sunt din bucătăria japoneză. În general sushi, dar pe lângă sushi mai avem și alte preparate asiatice, pentru toată lumea, să zic așa. Aici avem un platou mai variat din gama Signature. În sushi avem cu somon, shrimp truffle, samba maki și almond flex roll. O singură porție variază de la 16 lei, un roll mai simplu, până la 60 de lei, un roll mai complex. La parterul clădirii se află și această trattoria, care te duce cu gândul la terasele cochete de pe coasta Amalfi, cu ghirlande, lămâi și o atmosferă de vacanță. Meniul este bazat doar pe bucate italienești. Noi am ales pentru locația noastră să punem câte puțin din fiecare regiune a Italiei. Suntem pe un stil clasic, dar în același timp preparatele noastre nu conțin numai paste și pizza. Pregătește-și bucătarul.
Bucătarul a pregătit o porție de bolonieze, este după o rețetă clasică, însă puțin adaptată pentru România. Un prânz variază între 50 și 100 de lei de persoană, iar priveliștea face toți banii. Mândria de a fi român se vede în acțiunile fiecăruia dintre noi. De exemplu, pâinea cu maia, plămădită într-un mic sat de munte, a devenit celebră nu doar datorită gustului, ci și a poveștilor crestate pe ea. De aceste micuțe comori se ocupă o fostă jurnalistă îndrăgostită de satul românesc autentic, despre care vorbește prin fiecare pâine pe care o face. Iată! Mireasma îmbietoare a pâinii proaspăt scoasă din cuptor cuprinde zilnic mica brutărie artizanală a Anei Negru, din comuna Bod, județul Brașov. Cu multă răbdare, atenție și pricepere, brașoveanca pregătește pâine cu maia, făcută după tot felul de rețete. Însă, dincolo de gustul de odinioară, pe fiecare pâine se regăsește câte o poveste a satului românesc. Aici avem simbolul crucii. Da? De ce? Pentru că în orice sat am fost, credința este cea care i-a susținut pe oameni. Râul Olt, care așa mi-amintesc că avea lanurile de grâu de o parte și de alta. Aici avem tot lanurile cu grâu, da? Pentru că le-am fotografiat când eram copil în toate etapele. Înainte de a fi brutar, Ana a fost jurnalist și a realizat multe reportaje cu povești ale oamenilor din satele izolate pe care le-a vizitat. De aici i-a venit și ideea de a face pâine cu maia. Practic am avut contact cu oameni de la sat. Vedeam tot timpul cum se face pâine. Chiar am prins procesul pas cu pas, de dimineața, de vreme, până după masa când a fost pâinea gata. Pentru că am vizitat femei din sate izolate, unde se mai făcea pâine cu maia. După ce a devenit mamă, plimbările Anei prin țară s-au încheiat. Însă dorul de locurile pline de o frumusețe rară pe care le-a vizitat a început să-i sădească dorința de a le promova, însă într-o altă formă. Așa că fiecare pâine spune o poveste. O poveste a satului românesc autentic, de la hore, meșteșuguri, până la motive tradiționale. Inspirația a venit din dor, să știți, pentru că tocmai născusem al doilea copil și nu mai aveam posibilitatea să călătoresc așa de mult pe cât mi-aș fi dorit. Și atunci a venit natural, practic, ideea. Am început să crestesc pe pâine dealurile cu căpițe, locurile pe unde am copilărit sau povești ale unor oameni care m-au inspirat prin satele pe care le-am vizitat. Însă, dincolo de aspect, pâinea Anei încântă și papilele gustative, iar asta i-a adus succesul în noua meserie aleasă, cea de brutar. Cât timp a stat pâinea la cuptor? 40 de minute. Asta e prima. Dacă sună gol, înseamnă că e coaptă. Și asta e cea de-a doua. Ana Negru nu produce cantități mari de pâine, dar livrează produsele făcute de ea în localități din jurul Brașovului. În mica brutărie din Bod a amenajat și un atelier de gătit, unde primește cursanți care învață cum să facă produse de panificație gustoase și arătoase. Totul din dragoste pentru a păstra și transmite mai departe o parte din frumusețea satului românesc. Cum te trezești de dimineață, așa-ți merge toată ziua. De aceea ar trebui să ținem cont de niște sfaturi simple pentru a ne bucura de energie până seara. Iată cum arată o dimineață ideală potrivit științei. Primul pas către o rutină corectă este să ne trezim direct imediat ce a sunat alarma. Asta deși mulți suntem tentați să o amânăm și să mai furăm încă 5 sau 10 minute de somn. Cea mai mare greșeală arată studiile, asta pentru că ne vom trezi mult mai obosiți și fără chef de muncă. Al doilea pas extrem de important este să bem un pahar plin cu apă. Acest lucru nu doar că ne va hidrata, dar ne va ajuta și creierul să funcționeze limpede pe tot parcursul zilei. Al treilea pas pentru o dimineață ca la carte ar fi să încercăm să facem câteva exerciții fizice. Câteva genoflexiuni sunt de ajuns pentru a ne pune sângele în mișcare.
După cele 10 minute putem merge la baie să ne pregătim. Nu ar strica totuși să încercăm să facem un duș cu apă ceva mai rece. Acum, deși am fi tentat să ne facem o cafea de cum am intrat în bucătărie, de fapt, pasul corect este să luăm micul dejun. Și pentru că timpul este limitat, ar fi indicat să alegem o rețetă simplă. De exemplu, eu o să fac un iaurt cu fructe și cereale. O să adaug fructele peste iaurt. Eu l-am pus cu o seară înainte, tocmai pentru a fi mai rapid. Iar acum adăugăm și cerealele. Mai am cam aproximativ 20 de minute până când ar trebui să plec de acasă, așa că până o să mănânc micul dejun, îmi voi face și o cafea. Iată, abia acum îmi pot bea cafeaua. Poate vă întrebați de ce. Bine, studiile arată că dacă o consumăm pe stomacul gol, aceasta crește nivelul acidului gastric din stomac, iar pe termen lung poate provoca probleme serioase. Iar ca ultim sfat, înainte de a pleca de acasă, ar fi bine să vă notați principalele obiective pe care le aveți de îndeplinit în ziua respectivă. Astfel veți fi mult mai organizați și mai puțin stresați. Mergem acum la sediul ANM pentru a afla cum va fi vremea în prima săptămână din acest an, mai ales că urmează boboteaza. Colega mea, Dana Luțu, vine cu detalii. Bună dimineața, Dana, te ascultăm. Bună dimineața! Vremea de primăvară va continua și în zilele următoare, chiar și de bobotează, însă de săptămâna viitoare temperaturile vor scădea și putem spune că ne apropiem de normalul calendaristic. Dar cu mai multe detalii vine meteorologul Mihai Huștiu. Bună dimineața! Spuneți-ne cum va fi temperatura și cum vor fi temperaturile de bobotează și când putem vorbi de iarnă? Bună dimineața, bine v-am găsit și la mulți ani. Într-adevăr, perioada caldă continuă și în zilele următoare. Dacă astăzi, mâine, temperaturile se opresc cam la 12 grade prin partea de sud a țării, de joi temperaturile cresc din nou și ne așteptăm ca joi, vineri, sâmbătă, inclusiv de bobotează, să fie temperaturi între 7 și chiar 17 grade. Asta înseamnă că temperaturile sunt în continuare cu 10-15 grade mai ridicate față de normal. Nopțile, de asemenea, cu temperaturi pozitive în preajma bobotezei, temperaturii între 0 și 7 grade, deci destul de cald și pe timpul nopții, nici nu vorbim de gerul bobotezei în aceste zile. Iar după această perioadă caldă, într-adevăr, săptămâna viitoare vremea se răcește, cam de luni începe răcirea. Până atunci așteptăm temporar precipitații, dar precipitații mai ales formă de ploaie, și doar pe crestele cele mai înalte ale munților să fie lapoviță și ninsoare. Așteptăm și vânt intens pentru că dinspre Europa nord-vestică vin acei cicloni care se formează peste Atlantic și ne afectează cumva și pe noi cu vânt și cu ceva ninsori pe crestele cele mai înalte, ploi în zonele joase de relief și chiar ploi însemnate cantitativ în partea de vest-nord-vest a țării. De bobotează pe 6-7 ianuarie precipitațiile se mai liniștesc, însă de luni odată cu acea răcire s-ar putea ca precipitațiile să se înmulțească din nou și să nu vorbim atunci de ploi, să vorbim de precipitații mai ales formă de lapoviță și ninsoare. Răcirea se va produce treptat dinspre partea de nord-est a țării, deja peste peninsula scandinavică, Rusia europeană s-a instalat o masă de aer foarte rece cu temperaturi de -25-30 de grade, iar această masă de aer rece se pare că săptămâna viitoare se va propaga și către sud-estul Europei, către România și temperaturile vor scădea. Vom vorbi de temperaturi chiar negative ziua săptămâna viitoare pe partea de nord a țării, -5-7 grade la amiază prin depresiuni și cel mult 1-2 grade prin partea de sud a țării, iar noaptea ger. Temperaturi ce vor scădea sub limita gerului, mai ales în nordul și centrul țării, deci temperaturi sub -10 grade. De altfel, perioada 8-23 ianuarie, așa cum reiese din prezentă estimare actualizată chiar astăzi la Administrația Națională de Meteorologie, arată temperaturi mai coborâte față de normal. Oricum, luna ianuarie se știe că este cea mai rece lună a anului în România, iar în această perioadă, deci de luni încolo și până spre 23 ianuarie, s-ar putea să avem o perioadă rece cu precipitații, de exemplu, în săptămâna viitoare, între precipitațiile ar putea să fie mai ales pe partea de sud a țării și în condițiile în care temperaturile sunt scăzute, spuneam că vor fi mai ales
ninsori, se poate depune și stradă zăpadă, iar în săptămâna următoare, după 15 ianuarie, precipitațiile să prefere partea de vest, nord-vest a țării, acolo să fie mai însemnate. Tot ninsori probabil vor fi, pentru că temperaturile se vor menține scăzute, spuneam, cel puțin până pe 20 ianuarie. Dacă vorbim de vremea pentru zilele următoare, cum va fi la mare și la munte? Vreme de primăvară, temperaturile, spuneam, cresc din nou, joi, vineri, sâmbătă, atingem 15-17 grade la mare, așadar vreme foarte caldă, vreme de plimbare pentru aerosoli, ne bucurăm de vreme plăcută și caldă, însorită aici în partea de sud-sud-est a țării și în capitală de asemenea o vreme deosebit de caldă cu 15 grade în termometre, sunt temperaturi neobișnuite ridicate, de altfel să ne amintim anul 2023 cel mai cald în România și planeta are o temperatură medie foarte ridicată, iată și debutul anului 2024 ne aduce temperaturi foarte mari. Acestea au fost informațiile de aici. La revedere! Fără ai din ce ai. Este o zicală pe care mulți o folosim, dar pe care puțini o pun în practică. Dacă dă roade cu adevărat, ne putem convinge singuri, iar o dovadă vie am găsit printre dealurile de lângă Reghin, în Nidicel Pădure, un sat cu vreo 200 de case. Acolo, Răzvan, un tânăr venit de la oraș, a reușit să reînvie o comunitate întreagă. A pornit la drum cu 50 de lei în buzunar și a pus pe picioare o afacere înfloritoare. Un vis în care a crezut doar el la început, a devenit un brand vestit în țară și peste hotar. Bine ați venit la mine acasă! Pentru mine, Nidicel Pădure nu este doar locul de producție, este și locul unde locuiesc și unde îmi doresc să îmbătrânesc și să mă bucur de natura asta frumoasă și de oameni din... Răzvan Rusu, sau Răzvan de la Nidicel, cum îl știe lumea. E unul din tinerii care au pariat că satul românesc e salvarea și a câștigat. Au trecut câțiva ani de când a ajuns prima oară între dealurile din Nidicel Pădure. Atunci era student la Cluj și venea într-o plimbare. Soarta a făcut să iasă în cale tanti Veronica, acum mâna lui dreaptă. Eu am ajuns în Nidicel de pe dealul din spatele nostru. Am coborât într-o după-amiază de mai, sfârșit de aprilie era. Și a venit tanti Veronica. Mă primi era, cred că ara pământul atunci, că făcea grătar să cinstească cel care ara pământul și m-a pus la masă direct, fără să mă știe, fără să mă cunoască. Răzvan mărturisește că în buzunar nu avea prea mulți bani. Localnica i-a dat câteva sfaturi și toată afacerea a pornit mai de la zero. A cumpărat niște cireșe din sat, iar într-un ceaun au făcut dulceață. Am început cu primul ceaun de dulceață. Aici am fiert primele cireșe și era noapte, era întuneric, era atunci un păr era aici și ne-a pus Nea Viorel un bec să-l avem noaptea și primul ceaun l-am fiert prea puțin, că neștii, nevăzând exact cât trebuie fiert, nu l-am fiert destul. Dar a doua zi am văzut că n-am făcut noi cum trebuie și l-am fiert mai bine. Când l-am văzut prima dată, era un copil de copil, nu era chiar atât de copil, 23 de ani. Nu am crezut că vom ajunge până aici. Am început cu 50 de borcane și acum am ajuns la 2000. Vorba părintelui meu duhovnic, tanti Veronica, e aurul meu. Pentru că dacă ea nu credea de la început în ceea ce îmi doream eu să fac și în ce mi-am pus în plan, eu nu puteam să realizez toate lucrurile astea. Acum, la poalele dealurilor din Nidicel, acolo unde se termină lumea, după cum glumesc oamenii locului, de fapt începe o altă lume, mai bună, mai prosperă și mai fascinantă. Aici e una dintre fabricile de produse tradiționale de succes din România. Lumea e mândră de tot ce avem aici în sat și ne cunoaște țara, că până acum nu știa nimeni de Nidicel Pădure. Mai vin oameni care sunt curioși să vadă ce e aici? Foarte mulți, foarte mulți, din toate părțile vin, din toată țara vin. Și le arătăm tot ce facem noi, nu avem nimic secret. De aici pleacă spre marile magazine tot felul de bunătăți, printre care dulcețuri, ciocolate și vestita zacuscă la ceaun. Mm.
când ne-am nimerit în vizită, harnicele gospodine angajate să pună la borcan gustul de acasă, roboteau de zor. Aici ai totul pus, aici e totul pus, aici ai pus ardelul, cop la grătar și vânăta coaptă la grătar de noi. Ingredientele sunt toate cumpărate de la țărani și toți sătenii sunt cei care muncesc în fabrică. O gură de oxigen care a revigorat localitatea. E foarte multă plăcere, să știți. Mirosul ăsta ne satură. Într-o altă încăpere se fabrică ciocolata cu alune de pădure. Unul dintre sortimente e făcut special pentru Casa Regală. Aici e ciocolata făcută pentru Casa Regală a României, pentru castelul de la Săvârșin. Asta se găsește la castel, doar acolo, un produs exclusiv. Ce l-a mânat pe Răzvan în această luptă? Curajul de a cinsti satul, spune el. Cu zâmbetul timid pe față, recunoaște că poate ar fi fost mai ușor în altă țară, dar nu se compară nimic cu fericirea de a ridica ceva de la zero și de a-i împlini și pe semeni. În Idicel e paradisul lui. Și-a cumpărat o casă pe care a renovat-o, dar păstrând stilul tradițional. Lemnul ăsta e din 70, făcut, o casă făcută de foștii proprietari. Noi am păstrat exact așa cum a fost, pentru că ne dorim ca lucrurile să rămână naturale și să păstrăm tradiția. Că până la urmă aici nu puteam să facem o altfel de casă, ci tot o casă din lemn, cu ferestre din lemn. Acum mai stă și pe la oraș, dar are de gând să se mute definitiv aici cu familia. Răzvan e unul dintre românii care sfințesc locul, unul dintre semenii care fac bine României, un om pe care l-am putea lua oricare drept exemplu. Un exemplu că se poate și la noi. Românii știu să petreacă mai bine ca oricine, o dovedesc turiștii cazați în aceste zile la Băile Felix. După Revelion, oamenii au continuat distracția și în prima zi din an în cadrul unui carnaval. Printre doi în sus, apleacă-ți mândră capul, cum ți-a spus, și spune-mi la ureche de mă iubești. Costumați în diferite personaje de poveste, turiștii aflați în acest resort de la Băile Felix au continuat distracția și în prima zi din 2024. De exemplu, această doamnă s-a deghizat în celebrul personaj de film, Cruella. A fost ceva așa, o idee, este mai zăpăcit așa și îmi place să fiu deosebită. Și am zis, Cruella are un temperament nu prea așa, nu mă compar cu ea, dar stil, ca stil, da. Și îmi fac blănurile naturale, Bârlad, județ Vaslui. Un alt domn s-a inspirat din viața unui prinț. M-am gândit să fiu prințul Iordaniei, deci am folosit și tot face. Arabiei. Fii mai atent, deci am fost un prins, și tot face. Un prins totuși. Printre petrecăreții de la carnaval l-am găsit și pe un domn îmbrăcat în vânător. Am ales personalul acesta stil un pic vânătoresc, pentru că sunt și vânător și să fie mai deosebit față de ceilalți. Pălăria cu pană vine de la un vesta de la un vânător. Adevăr, mai austriac, mai neamț, nu-i de-a nostru? Arătați așa și ca un neamț. Probabil, cine știe, mama. Atmosfera de petrecere a fost întreținută de cunoscutul artist Ghiță Munteanu, care i-a încântat pe meseni cu piesele care au devenit adevărate hituri în ultimii ani. Show extraordinar. Cred că se și vede că lumea s-a distrat, s-a simțit foarte bine, a dansat. Eu am dansat cu ei pe lângă că am cântat foarte, foarte frumos. De fiecare dată când vin aici la Felix, ceva extraordinar.
Carnavalul din prima zi a anului nou a devenit deja o tradiție în Băile Felix, iar turiștii se bucură de fiecare dată, mai ales că sunt și ajutați să se costumeze. Scăpăm de sobrietatea nopții de Revelion, lumea scapă de dezibiții, se costumează într-un anumit personaj, noi le aducem de la Teatrul de Stat costume și fiecare poate să transpună într-un personaj. Totul e axat pe relaxare, pe bună dispoziție, pe amuzament. Zilele acestea, gradul de ocupare în acest resort din Băile Felix a fost de 100%. Un sejur de 4 nopți, care a inclus și noaptea de Revelion, a costat 3.300 de lei de persoană. Părinții care nu au timp să-i ducă pe copii la o salină naturală pentru a face aerosoli au la dispoziție o salină senzorială. Aflăm din materialul următor cât de benefică este haloterapia pentru cei mici. Așa se distrează copiii în camera unde podeaua e acoperită cu jucării care stau pe un munte de praf alb, asemănător cu nisipul de la mare. Este o podea acoperită cu 2 tone de sare de mare, extrem de benefică. Mi-e place mult când mănânc sare. Mi-e place mai mult să beau apă. Salinoterapia este un tratament natural și eficient care presupune că respirăm un aer sărat, cu efecte benefice pentru problemele de respirație. Aici, copiii cu astm, bronșită cronică sau afecțiune ale pielii se simt mult mai bine, iar pentru bebeluși, jucatul printre grămezile de sare este o adevărată bucurie. Faceți cunoștință cu Rareș, care este foarte încântat de podeaua plină cu sare. Încă de la vârsta de 3 luni, Simona a decis să-l aducă la ședințele de salinoterapie, pentru a-și dezvolta anumiți mușchi mici din degete și mâini. Consider că este un mediu sănătos în care copiii se pot dezvolta și pot învăța diferite lucruri. De motricitate în cazul lui și nu numai. Pe lângă exercițiile de motricitate necesare, Simona se bucură și de faptul că respirația fiului său se îmbunătățește pe zi ce trece, iar asta se simte și la somn. Respiră extraordinar de bine. După o ședință la salină, dormim extraordinar de bine, mult mai bine decât o facem când nu venim la salină. Copiii pot îmbina diverse activități în camera de sare activă, de la kinetoterapie până la abilități care să-i ajute la dezvoltarea imaginației. Și te așezi din nou, bravo, hai. 2, super. Și mai facem încă 2 repetări. Bravo. Pop, super. De exemplu, în cazul kinetoterapiei sau mișcării în general, vorbim despre o creștere și o dezvoltare armonioasă a copilului, despre creșterea imunității, despre creșterea rezistenței musculare și a capacității de efort și multe altele, care, dacă efortul este depus într-un mediu, cum ar fi salina, beneficiem și de efectul bactericid pe care aerosolii salini îl au inhalați de către copii. Și tot kinetoterapeutul mai spune că sportul făcut într-o salină are beneficii asupra întregului organism. Se joacă, se distrează, se cațără, creativitatea și imaginația sunt bine stimulate pentru că se joacă în sare, desenează. Salina are o suprafață de 80 de metri pătrați și este împărțită în 2 săli. Este sare marină pentru că ajută mult mai mult la tot ce înseamnă parte de imunitatea copiilor și antrenament al imunității, dorind mai ales să oferim o zonă albă, o zonă curată, o zonă prietenoasă și știm că sarea de mare adâncime are acea tentă gri care de multe ori pe cei mici nu-i încântă așa de tare ca această sare. O ședință de tratament durează 40 de minute, iar nivelul de salinitate este echivalentul la 4-5 ore petrecute într-o salină de mare adâncime sau chiar o zi întreagă petrecută pe malul mării. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Eu sunt Simona Pătruleasa și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Casa Iubirii, iar de la ora 12 vă aștept la știrile prânzului. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!